Salut! În ultimul timp s-a vorbit mult despre religia în școli. Unii spun prea mult. Noi spunem prea haotic. Acest video încearcă să structureze dezbaterea. Să începem examinând posibilitățile. Religia poate fi prezentă în școli sau nu. Prezența se poate materializa fie printr-o disciplină distinctă, fie inclusă în discipline deja existente, după cum iluminismul, de exemplu, poate fi studiat la disciplina istorie, la disciplina filozofie, fără să existe mod necesar disciplina iluminism. Mai departe, dacă încadrăm religia într-o disciplină distinctă, ne putem referi la doar una sau la mai multe, într-o disciplină a istoriei, religiilor sau religie comparată. În fine, o singură religie poate fi predată confesional, cu elemente de cateheză și liturghie, sau poate fi predată neconfesional, cu descrierea neangajantă a miturilor și ritualurilor ei. Din punctul de vedere al populației țintă, putem avea predare obligatorie tuturor elevilor sau opțională. Aceasta, din urmă, poate fi cu acord prezumat sau la cerere. La intersecția rândurilor și coloanelor avem variante de prezență a religiei în școli. Vom explora pe rând cele mai importante dintre ele, subliniind felul în care acestea se raportează la Constituție, Codul Penal, Legea Educației Naționale, dar și la drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, indiferent de religia lor. Așadar, primul cadran. Având în vedere structura confesională a populației, acest cadran reprezintă de fapt predarea confesională a religiei creștin-ortodoxe, obligatoriu tuturor elevilor, indiferent de confesiunea lor. Această modalitate de predare ar fi destul de populară printre unii cetățeni români ortodoxi, dar implementarea ei este improbabilă, deoarece contravine Constituției, care prevede că statul român este neutru față de culte, iar organizarea predării unei singure religii în școlile publice și obligarea tuturor elevilor să participe la orele de predare confesională ale acesteia încalcă flagrant neutralitatea statului. În plus, în opinia noastră, contravine codului penal, concret articolului 378, intitulat Împiedicarea exercității libertății religioase, care la alineatul 2 precizează că obligarea unei persoane, prin constrângere, să participe la serviciile religioase al unui cult, ori să îndeplinească un act religios legat de exercitarea unui cult, se pedepsește cu închisoarea. Poate fi predarea confesională considerată act religios? Noi considerăm că da, din moment ce conține elemente de cateheză și liturghie. Însă adevărul este că magistrații români încă nu s-au confruntat cu astfel de speță. În al doilea cadran ne aflăm astăzi. Predarea confesională a religiei cu acord prezumat. În marea majoritate a școlilor se predă religia creștin-ortodoxă. Această situație este preferată de mulți cetățeni români ortodoxi. Înainte de a discuta problemele majore pe care le comportă această modalitate de predare, iată niște scurte considerații legate de acord prezumat versus la alegere. Ne confruntăm deseori cu situații în care decizii referitoare la chestiuni care ne privesc direct sunt luate de terți, cel mai desea interesați. Astfel, la completarea unor fișe găsim următoarea formulare. Bifați căsuța dacă se aplică. Sunt de acord să primesc informații despre următoarele campanii. De cele mai multe ori această frază este plasată la finalul unui formular de creare de cont, la achiziție, etc. În trecut, pe multe formulare, această căsuță era deja bifată. E adevărat, acum situația s-a mai îmbunătățit și vedem tot mai rar această variantă. De ce este corect să primim formularul cu căsuța nebifată? Pentru că valorile societății moderne se bazează pe responsabilitatea individuală a membrilor ei. Ne dorim ca oamenii să aibă un rol activ în deciziile importante care îi privesc. Varianta în care inacțiunea va determina cursul propriilor vieți nu are nici de cum darul să-i responsabilizeze, deschizând calea tratărilor la grămadă de către stat sau alte instituții și organizații. Evident că uneori acordul prezumat este mai practic și mai rapid. De aceea, de exemplu, nu le solicităm părinților acordul ca studiul chimiei să înceapă în clasa 5-a sau doar într-a 6-a. Totuși, în chestiuni legate de drepturi și libertăți fundamentale, cum este libertatea de credință, utilizarea acordului prezumat este abuzivă. Din păcate, situația actuală a predării religiei în școlile publice nici măcar nu corespunde unui acord prezumat clasic, descris mai devreme. Nu există un formular la care căsuța sunt de acord cu predarea confesională a religiei creștin-ortodoxe să fie deja bifată. De fapt, nu există formular, ci doar posibilitatea legală ca părintele să facă o cerere scrisă pe care să o înainteze școlii prin care cere excluderea elevului de la orele de religie. Practica din ultimii ani arată că un procent semnificativ al părinților nici nu știe că acest lucru este posibil. Deloc surprinzător, având în vedere faptul că nu a existat vreo campanie oficială de informare în acest sens, nici din partea ministerului și nici din partea conducerii școlilor.
De fapt, acestea din urmă se află într-un conflict de priorități, între organizarea orelor de predare a religiei ortodoxe conform programei și organizarea logisticii de retragere a elevilor de la orele de cateheză ortodoxă. În multe cazuri, orele de religie nu sunt programate la începutul sau la sfârșitul orelor de curs și de aceea școala trebuie să aibă spații supravegheate special destinate elevilor retrași. De cele mai multe ori acestea lipsesc, ceea ce rezultă în presiuni pe care conducerea școlii le pune pe părinți pentru a nu-și retrage copiii de la orele de religie și pentru a evita astfel de probleme organizatorice. Alteori, din dorința de a putea organiza mai bine activitatea didactică și de a afla necesarul de profesori de religie, conducerile școlilor recur la chestionare care vor să afle orientarea religioasă a elevilor. Aceste inițiative sunt nepractice și abuzive, pentru că articolul 5, alineatul 6 din legea cultelor, interzice obligarea persoanelor să-și menționeze religia. Pentru părinții și elevii care solicită retragerea de la orele de religie, greutățile nu se opresc aici. Mulți dintre ei trebuie să înfrunte prejudecățile celorlalți elevi și părinți și actele de hărțuire ale unor profesori de religie care își văd slujba pusă în pericol. Toate aceste obstacole în calea părinților care nu ar fi dorit participarea copiilor lor la orele de predare confesională, dar nu au știut că îi pot retrage, nu au fost întrebați sau au încercat să-i retragă, dar nu au reușit, generează situații de competență a codului penal, care, cum spuneam, incriminează obligarea unei persoane prin constrângere să îndeplinească un act religios legat de exercitarea unui cult. Aici, accentul se pune evident pe obligare și constrângere. Poate fi lipsa deliberată de informare din partea ministerului și conducerii școlilor încadrată la capitolul obligare și constrângere? Iată o întrebare cheie pentru magistrații care se vor apleca asupra cazurilor de plângeri penale care este posibil să apară. Noi ne arătăm dezamăgirea referitoare la lipsa de moralitate a legii educației naționale, care nu le permite cetățenilor să aibă un rol activ cu privire la una dintre libertățile fundamentale ale omului, libertatea de credință. În cadranul următor, de predare confesională la cererea religiei proprii, se poate ajunge cu o singură modificare a legii educației naționale, în sensul organizării predării religiei doar la cererea părinților. Astfel, părinții vor putea avea un rol activ în educația copiilor lor. S-a rezolvat astfel problema ilegalității chestionării cu privire la orientarea religioasă. Ar rămâne însă de rezolvat dificultățile logistice pomenite mai devreme legate de dimensionarea corpului profesoral și organizarea orelor de religie pentru elevi de diferite confesiuni sau fără vreună. Aceste prime trei cadrane au în comun predarea confesională a religiei. Această caracteristică prezintă marele dezavantaj că încurajează divizarea elevilor pe criterii religioase. Noi credem că școala ar trebui să promoveze înțelegerea, toleranța și prietenia între toate națiunile, grupurile etnice sau religioase, adică ceea ce articolul 26 al Declarației Universale a Drepturilor Omului statutează. Astăzi, predarea confesională a religiei de către unii profesori entuziaști aduce tot mai mult a prozelitism presărat cu atacul la adresa științei care este predată elevilor la alte discipline. În condițiile globalizării, ne întrebăm ce eficiență vor avea schimburile economice și culturale cu străinii de alte religii, din moment ce orele de predare confesională a ortodoxiei îi portretizează ca adepții unor religii greșite, păcătoși și imorali, care nu au nicio șansă la mântuire. Școala trebuie să învețe pe copii cum să gândească, nu ce să gândească. Și mai ales trebuie să încurajeze să pună întrebări, inclusiv despre religie și credință. În respingerea formei actuale de predare confesională a religiei, ar trebui noi oare să adoptăm o poziție radicală și să solicităm eliminarea totală a religiei din școli? Credința în Dumnezeu și religia joacă un rol important în viața majorității românilor. Ignorarea acestei realități și pledarea pentru scoaterea religiei din școli este un apel la ignoranță, care l-ar răpi elevilor posibilitatea de a învăța în școală despre religia lor și despre alte religii și ar împinge să caute răspunsuri în medii mai puțin pluraliste și deschise la dialog decât ar trebui să fie școala. De aceea considerăm că nici această poziție nu este compatibilă cu dezideratele unei educații moderne, deoarece nu încurajează dialogul pe chestiuni de credință sau religie, scoțându-le pe de-a întregul din școală. În opinia noastră, soluția care răspunde cel mai bine necesităților unei societăți moderne este predarea istoriei religiilor. Manualele de religie ar trebui să conțină istoricul apariției religiilor majore, prezentarea comparativă a dogmelor și ritualurilor, fără judecăți referitoare la justeția vreuneia dintre ele. O astfel de disciplină neangajată confesional și echidistantă față de cultele majore reprezentate în țara noastră ar avea un statut asemănător cu științele sau cu istoria, nemai fiind nevoie de solicitarea opțiunii părinților,
astfel evitându-se problemele organizatorice ce decurg din acest statut. Față de situația actuală, ar fi nevoie de modificarea corespunzătoare a Legii Educației Naționale, de elaborarea unor manuale de istorie a religiilor și de recalificarea profesorilor de religie. Însă aceste cerințe ar reprezenta un cost mic, pe lângă beneficiile unei educații moderne deschise către diversitate și multiculturalism. Acestea sunt considerentele care ne îndeamnă să spunem da religiei în educație și nu bisericii în școală.